O bătrână în vârstă de 84 de ani din comuna Ruginoasa a fost la un pas de a fi păgubită de o sumă mare de bani, fiind înșelată prin metoda accidentul. În cursul zilei de marți, 10 septembrie, bătrâna a fost contactată telefonic de persoane necunoscute, care, sub pretextul că fiica sa ar fi fost implicată într-un accident rutier, i-au solicitat suma de 20.000 de lei necesară pentru o intervenție chirurgicală. Ulterior, două tinere din municipiul Iași, una în vârstă de 19 ani și cealaltă de 22 de ani, s-ar fi întâlnit cu femeia de 84 de ani pe raza comunei Ruginoasa pentru a intra în posesia sumei. Din fericire însă, un vecin al bătrânei a intervenit solicitând sprijinul polițiștilor. Cele două tinere au fost reținute de polițiști pentru 24 de ore, fiind introduse în arestul IPJ Iași. Polițiștii din cadrul secției numărul 6 Poliție Rurală Pașcani au identificat două tinere bănuite de comiterea infracțiunii de tentativă la înșelăciune. Acestea au fost reținute de polițiști pentru 24 de ore. Polițiștii din cadrul secției numărul 6 Poliție Rurală Pașcani au identificat două tinere din municipiul Iași bănuite de comiterea infracțiunii de tentativă la înșelăciune prin metoda accidentului. Din cercetările efectuate de polițiști până în prezent, s-a constatat faptul că în cursul zilei de 10 septembrie, o femeie de 84 de ani din comuna Ruginoasa ar fi fost contactată telefonic de către persoane necunoscute, care, sub pretextul că o rudă a sa ar fi fost implicată într-un accident rutier, i-au solicitat o sumă de bani necesară pentru o intervenție chirurgicală. Ulterior, două tinere din municipiul Iași, una în vârstă de 19 ani și respectiv de 22 de ani, s-ar fi întâlnit cu femeia de 84 de ani pe raza comunei Ruginoasa pentru a intra în posesia sumei de 20.000 de lei, însă un vecin a intervenit prin solicitarea sprijinului polițiștilor. Astfel, în baza verificărilor efectuate și a probatorului administrat în cauză, la data de 10 septembrie, cele două tinere au fost reținute de polițiști pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, fiind introduse în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Cercetările continuă. Înșelăciunea prin metoda accidentul este simplă și nu necesită o documentare prea riguroasă din partea hoților. Sunt vizate de regulă persoanele mai în vârstă, cu copii plecați în străinătate sau care nu mai locuiesc cu ei și de regulă se face prin telefon. Victimei îi se comunică o știre șocantă, în esență constând în aceea că un membru al familiei sale a fost implicat într-un accident rutier care s-a soldat cu urmări grave, iar pentru diminuarea consecințelor legale sau medicale ale evenimentului se solicită o sumă importantă de bani. Pentru a nu deveni victima înșelăciunilor prin metoda accidentul, polițiștii ieșeni le recomandă cetățenilor să fie prudenți atunci când sunt apelați telefonic de persoane necunoscute. Atenție! Dacă primiți un telefon de la un individ care vă pretinde bani pentru facilitarea unei intervenții către autorități sau sub orice alte motive, nu dați curs unei cereri de acest tip și nu trimiteți bani, deoarece există riscul major să fiți victima unei înșelăciuni. Deci, tot și pentru tineri, părinții sau bunicii dumneavoastră trebuie informați și sprijiniți pentru a nu deveni victimele acestor infractori. Este important să dezbateți aceste aspecte în familie, adresând seniorilor următoarele recomandări. În cazul în care sunt sunați de un necunoscut care le pretinde bani pentru a ajuta o rudă aflată într-o pretinsă situație de pericol, să nu divulge niciun fel de date persoanele și, din contră, să adreseze întrebări și să solicite informații despre presupusul accident, unde s-a produs sau spitalul sau secția de poliție unde s-ar afla ruda în cauză. Să apeleze telefonic imediat ruda respectivă sau persoane apropiate acesteia, indiferent de conjunctură, moment al zilei sau locație, pentru a verifica informațiile primite. De asemenea, să sune de urgență la numărul unic de urgență 112 pentru a solicita sprijinul poliției. În niciun caz să nu facă singur demersuri care presupun contactul cu persoana apelantă. Edilul municipiului Pașcani felicită într-un mesaj postat pe Facebook pe cetățenii care îngrijesc spațiile verzi din fața blocului. Asta după ce, în cursul zilei de astăzi, a stat de vorbă cu mai mulți contribuabili din cartierele din zona Vale despre curățenie și suplimentarea numărului de bănci, mese și coșuri de gunoi, acolo unde este nevoie. Deocamdată au fost stabilite zonele pe străzile Mihai Eminescu, Veronica Micle, 22 decembrie și Alea 1 decembrie, iar muncitorii de la gospodăria comunală vor veni să le amplaseze în funcție de solicitările primite de la cetățeni.
A început cea de-a doua campanie de a fi amplasat mobilier stradal în municipiul Pașcani, mai exact în această după-amiază primarul municipiului Pașcani Dumitru Pantazi împreună cu șeful serviciului de gospodărie comunală Ștefan Popa au mers pe teren, mai exact în zona vale din Pașcani, între blocuri, pentru a vedea exact unde să fie amplasate băncile, coșurile de gunoi, dar și mese. Asta în urma faptului că au venit mai multe solicitări după ce de astă vară au fost amplasate peste 150 de astfel de mobilier urban. Cererile au fost înregistrate la ghișeul unic din cadrul primăriei municipiului, iar astăzi s-au stabilit exact zonele. Mai exact vor fi amplasate pe străzile Mihai Eminescu, Alea 1 Decembrie, Veronica Micle și strada 22 Decembrie, peste 150 de bănci, coșuri de gunoi și mese. Facem apel la cetățeni să le păstreze, să nu mai fie distruse, pentru că în ultima perioadă abia ce au fost puse, iar în maxim o săptămână de zile, muncitorii de la Serviciul de Gospodărie Comunală le-au ridicat pentru a fi reparate. Reprezentanții primăriei spun că în ultimele luni de zile, pe raza orașului, au fost amplasate peste 150 de bănci, coșuri de gunoi și mese noi și reparate alte câteva zeci. Menționăm că pășcănenii care doresc bănci și coșuri de gunoi în fața blocurilor se pot adresa administrației locale printr-o cerere scrisă însoțită de acordul locatarilor pentru amplasarea obiectelor de mobilier stradal. Documentele se depun la ghișeul unic din cadrul primăriei Pașcani în timpul programului de lucru. Elevii din școli își pregătesc dosarele pentru a putea beneficia de burse. De această dată, termenul limită de depunere a cererilor și documentelor necesare este data de 25 septembrie. Este vorba despre bursele naționale de performanță pentru anul școlar 2019-2020, de merit, de studiu și de ajutor social, a căror cuantumuri minime au fost stabilite recent de Guvernul României la nivelul celor plătite în perioada 2018-2019. Ca și tipuri de burse guvernamentale, există trei tipuri, cel puțin trei tipuri pe care se acordă la liceile tehnologice, și anume bursa Bani de Liceu, bursa profesională, care se acordă doar pentru elevii de la școala profesională, și bursele pentru elevii din Republica Moldova care studiază în școlile din România. Bursa Bani de Liceu, în cuantum de 250 de lei, este primită și este acordată elevilor cu o situație financiară precară, care unde familia nu poate susține integral costurile privind educația, școlarizarea acestora. Se depune un dosar cu mai multe documente care atestă situația financiară precară. Apoi, aceste dosare se depun până pe 15-25 septembrie 2019 la secretariatul fiecărei unități de învățământ. Apoi, aceste dosare sunt verificate de către o comisie specială în școală. Lista cu dosarele aprobate, verificate, este trimisă către inspectorat și mai apoi către minister pentru a primi fondurile. Ulterior, prin luna octombrie, sunt primite în fiecare școală listele cu toți elevii care au primit, cărora li s-a aprobat aceste cereri privind bursele Bani de Liceu. Bursa Bani de Liceu fiind de altfel cea mai mare valoare a unei burse care se acordă de către guvern. Bursa profesională, în cuantum de 200 de lei, se acordă lunar, de altfel și bursa Bani de Liceu, tot lunar, 250 de lei. Bursa profesională, 200 de lei, acordată tuturor elevilor de la școala profesională. Condițiile pentru a primi această bursă profesională este cea a lipsei absențelor. Se acordă doar pentru un număr de absențe de până în 9 absențe.
Bursele guvernamentale pot fi suplimentate de autoritățile locale dacă au bani la buget. Viceprimărița Gabriela Nedelcu spune că și în acest an administrația locală va acorda burse de merit și sociale. Bugetul și numărul burselor va fi stabilit în ședința Consiliului Local de la sfârșitul acestei luni, când va fi supus aprobării un nou proiect de hotărâre. În luna ianuarie anului 2019 a apărut legea numărul 38, lege care modifică și completează legea numărul 1 a educației naționale. La articolul 82 se stipulează faptul că elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social. La articolul 82 apar două aliniate noi, și anume cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social se stabilește anual prin hotărârea Guvernului. Și bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. În acest context, în ședința Guvernului din 9 septembrie, s-a adoptat o hotărâre de guvern care specifică faptul, precizează faptul că în anul școlar 2019-2020, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, este cel stabilit de autoritățile administrației publice locale, aflat în plată în anul școlar 2018-2019. Tot conform legii educației naționale, aceste tipuri de burse sunt virați banii pentru aceste burse de la bugetul de stat prin cote defalcate. Noi, la nivelul municipiului Pașcani, ne-am acordat în fiecare an, prin hotărârea Consiliului Local, bursele sociale și bursele de merit. În cuantum de 60 de lei bursa socială și de 120 de lei bursa de merit și de performanță. Avem în vedere, tot la fel, să acordăm aceste burse, dar în cazul în care vom primi de la bugetul de stat sume cu destinație clară pentru acordarea acestor alte tipuri de burse, bineînțeles că le vom acorda elevilor. Noi urmează ca și în acest an, așa cum am făcut și anii anteriori, să promovăm din nou acel proiect de hotărâre prin care elevii din Pașcani să beneficieze de burse. În momentul de față, bursele de merit acordate din bugetul local sunt în cuantum de 120 de lei, iar cele sociale de 60 de lei pe lună. Două tinere talente pășcănene au obținut premii importante la Festivalul Național de Creație și Interpretare Mamaia Copiilor. Talentul și pasiunea lor pentru muzică și-au spus cuvântul. Este vorba despre Antonia Ioana Roșu, care a obținut premiul întâi la categoria de vârstă 4-6 ani. De asemenea, Maria Oprea a obținut mențiune la categoria de vârstă 7-9 ani. La evenimentul ajuns anul acesta la cea de-a 19-a ediție, au participat aproape 200 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani. Spectacolele au avut loc în perioada 5-7 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța.
menționăm că Festivalul de Creație și Interpretare Mamaia Copiilor este de aproape 20 de ani unul dintre cele mai importante evenimente ale muzicii ușoare românești pentru copii și tineret din România. Prin Festivalul de Creație și Interpretare au fost promovate peste 300 de melodii noi, iar premianții de la festival au reprezentat cu cinste România în concursurile internaționale. Eveniment important în comuna Valea Seacă la sfârșitul săptămânii trecute. La Hanul Andri Popa din localitate, vineri 6 septembrie de la ora 10, a avut loc conferința finală privind implementarea strategiei de dezvoltare locală 2014-2020, organizată de Asociația Grupul de Acțiune Locală Siret Moldova. La dezbatere au participat membrii echipei de proiect, reprezentanții primăriilor din Grupul de Acțiune Locală, oficialități județene și beneficiari ai proiectului. Organizatorii au prezentat proiectele implementate cu fonduri europene. De exemplu, în comuna Lespezi, acolo unde se află o comunitate importantă de ruși lipoveni, a fost obținută o finanțare de 9.220 de euro, bani care sunt folosiți pentru conservarea moștenirii culturale și perpetuarea tradițiilor și obiceiurilor. Așa cum ați putut observa în agenda care v-a fost transmisă, întâlnirea de astăzi va fi organizată după cum urmează. În prima fază vom prezenta rezultatele obținute de echipa Galsfed Moldova în implementarea strategiei de dezvoltare locală, după care vom avea un mic moment artistic susținut de ansamblul rușilor lipoveni din Lespezi, după care vom servi prânzul împreună. Pentru început, pentru că noi ne dorim ca să transmitem cât mai multe informații despre galul nostru, despre oamenii din galul nostru, despre resursele galului. De asemenea, au fost prezentate noi oportunități de finanțare în cadrul asociației pentru susținerea micilor fermieri și pentru promovarea valorilor culturale și artistice. Ca răspuns a necesității creșterii producției în urban și necesității orientării unor forțe de muncă din domeniul agricol către domenii, alte domenii, sectoare non-agricole. Caracteristicile programului LEADER sunt abordare teritorială. Așa cum știți, galurile sunt caracterizate prin probleme comune, identificarea problemelor și identificarea soluțiilor pentru rezolvarea acestor probleme. În același context, primarii din comune au vorbit despre experiențele și greutățile cu care s-au confruntat în accesarea fondurilor pentru dezvoltare rurală și despre proiectele aflate în derulare. Lumea o vede cumva că, ca și cum am face obiective doar pentru voturi, dar cred că voturile vin pentru ca o recunoaștere a activității și a faptului că ne-am cam rupt pingelele de la început și până acum în zilele noastre, străbătând drumuri și colegii noștri v-au expus, cum s-ar spune, cam cât de greu e să coagulezi, cum s-ar spune, o frăție între primari, între comune și între un mediu privat, să căutăm și să determinăm să participe cu proiecte și să le ducem la capăt. Vă mulțumesc și succes! Suntem alături de voi, sperăm și noi în strategii și în bani mai mulți, în strategii viitoare și noi o să vă susținem, cum să spun, mă refer la echipele manageriale, să existați. Eu promit pentru galul meu, cum s-ar spune, la Moțca, dar sper și colegii să aibă același punct de vedere și să sperăm în fonduri și în proiecte noi. La sfârșitul întâlnirii a avut loc un moment artistic susținut de un grup de copii.
Camera Deputaților a votat miercuri în calitate de for decizional proiectul de lege privind eliminarea ștampilei din administrația publică. Inițiativa prevede că instituțiile administrației publice nu vor mai fi obligate să utilizeze ștampila în relația cu cetățenii sau alte instituții, conform Mediafax. Camera Deputaților a adoptat inițiativa legislativă care prevede că instituțiile publice nu vor mai fi obligate să utilizeze ștampila în relația cu cetățenii sau alte instituții, cu 207 voturi pentru, un vot împotrivă și 58 de abțineri. Marele merit al noii legi este că ea creează premisele digitalizării și simplificării birocrației. Practic, nicio primărie și niciun minister nu vor mai putea să refuze trimiterea și primirea documentelor în format digital cu semnătură electronică. Asta înseamnă că oamenii nu vor mai fi purtați pe drumuri ca să plimbe hârtii între instituții. Înseamnă că nu vor mai sta la coadă la ghișeu, ci vor putea trimite și primi documente pe e-mail. Înseamnă că interacțiunea cu administrația va fi mai simplă și mai eficientă. Evident, lucrurile nu se vor întâmpla de pe o zi pe alta. Am eliminat practic ultima reminiscență a birocrației de tip medieval care se practică încă în România, a declarat senatorul USR Cristian Ghica. USR susține că legea adoptată este printre puținele proiecte ale opoziției adoptate în acest mandat. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat pe 7 noiembrie 2018, iar miercuri decizional de Camera Deputaților și urmează să fie trimis la promulgare de către președintele Klaus Iohannis. Camera Deputaților a adoptat decizional proiectul de lege care prevede declararea datei de 30 octombrie ca ziua pacientului cu arsuri, zi în care este comemorată tragedia de la Colectiv, conform Mediafax. Proiectul a fost adoptat cu 257 de voturi pentru și 8 abțineri. Legea prevede organizarea de evenimente pentru prevenirea apariției de incidente care pot duce la arsuri. Ziua pacientului cu arsuri poate fi marcată de către autoritățile administrației publice centrale și locale, organizațiile non-guvernamentale din domeniul medical, reprezentanțe ale României în străinătate, entități medicale publice și private, prin organizarea de evenimente dedicate prevenirii apariției de incidente care ar putea produce incendii și ar putea conduce la rănirea gravă prin arsuri a participanților, precum și îngrijirilor necesare pacienților cu arsuri, se arată în primul articol al legii adoptate. Conform articolului 2 al legii, Ministerul Sănătății este responsabil cu coordonarea activității dedicate zilei pacientului cu arsuri. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat pe 12 decembrie 2018, prin for sesizat, și urmează să fie trimis spre promulgare președintelui Klaus Iohannis. În urma incendiului din clubul bucureștean Colectiv din 30 octombrie 2015, au murit la fața locului 26 de persoane, iar apoi mulți dintre răniții internați, numărul victimelor ajungând atunci la 64. Printre cei care și-au pierdut viața în urma tragediei erau artiști, fotografi, jurnaliști, olimpici și studenți. Ulterior, la un an și 9 luni după tragedie, un alt tânăr a murit, ridicând bilanțul total la 65. Duminică 8 septembrie, la sala de sport a Liceului Teoretic Ion Neculce din Târgu Frumos, s-a desfășurat prima ediție a Cupei Judo Târgu Frumos Brăiești. Evenimentul sportiv a reunit aproximativ 200 de sportivi băieți și fete de la 14 echipe participante, 13 dintre acestea fiind din România și una din Republica Moldova. Una din prezențele importante la competiție a fost și cea a lui Vlăduț Simionescu, sportiv ieșean olimpic la judo. Da, de pe data de 8 septembrie a fost prima ediție a Cupei Târgu Frumos Brăiești, organizată de Hamac Adrian, o cupă de interes local și județean pentru judo. Am avut susținere din partea Consiliului Local Târgu Frumos, primărilor. Eu sunt instructor sportiv la Târgu Frumos și Brăiești, în cadrul asociațiilor. Am încercat să organizez cupa Târgu Frumos, ca și parte clubul sportiv, a fost Politehnica Iași, Ceția Unirea Iași, Fântânele Suceava, Ceține Bacău și Fântânele, nu Fântânele, Republica Moldova de Sângereni.
Menționăm că evenimentul sportiv a fost organizat la inițiativa antrenorului de judo Adrian Hamac, având ca parteneri în acest proiect Primăria orașului Târgu Frumos și Primăria Comunei Brăiești, Clubul Sportiv Târgu Frumos, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași, Liceul Teoretic Ion Neculce din Târgu Frumos și alte instituții private. Tot mai mulți pășcăneni, foști abonați ai regiei locale de termoficare, depun cereri la primărie pentru obținerea de ajutoare financiare în vederea achiziționării și montării centralelor de apartament. Asta după ce RAGCL a intrat în insolvență din cauza situației financiare dezastruoase și a reziliat toate contractele de furnizare. Așteptările cetățenilor perfect justificate nu au însă nicio bază juridică, cel puțin deocamdată, chiar dacă autoritățile locale au anunțat că vor acorda astfel de ajutoare sociale. Reprezentanții primăriei spun că lucrează deja la un proiect de hotărâre care va fi și supus aprobării Consiliului Local până la sfârșitul acestei luni. Abia după aceea se va ști care sunt condițiile pe care solicitanții trebuie să le îndeplinească și ce acte trebuie să depună odată cu cererea. De asemenea, tot consilierii trebuie să stabilească care va fi cuantumul ajutorului acordat fiecărei familii în parte și care va fi suma disponibilă de la buget care urmează să fie împărțită. O problemă ce o întâlnim din ce în ce mai des, o discuție pe care o avem foarte des cu cetățenii, pentru că am început să primim și foarte multe cereri în cadrul Primăriei Municipiului Pașcani, este cea a centralelor de apartament, care din ce în ce mai mulți pășcăneni le solicită sau ne solicită mai degrabă sprijinul pentru a-și monta astfel de centrale în apartamentele ce au fost cândva branșate la regia de gospodărie comunală, la RAGCL. Vă pot spune că în momentul de față se lucrează în primărie la un proiect de hotărâre. Sperăm noi ca luna aceasta, dacă nu cel târziu, poate luna viitoare, se va afla pe masa consilierilor locali un proiect de hotărâre ce vizează un sprijin financiar anumitor categorii de familii ce se vor încadra în niște parametri pe care noi vom stabili alături de cei de la asistență socială pe baza anchetelor sociale, da? Familii ce sunt cu adevărat nevoiașe și pot primi sprijinul nostru pentru a-și monta acele centrale. Urmează să întocmim proiectul de hotărâre în care vor fi toate aceste amănunte, iar în momentul în care proiectul va fi gata, voi veni în fața dumneavoastră, eu sau cineva din partea administrației locale și vă va explica exact pașii pe care trebuie să-i faceți și care sunt criteriile și condițiile exacte. Subiectul a fost discutat și în ședința legislativului local din luna august la punctul diverse. Consilierii din opoziție au insistat ca primăria să dea curs proiectului inițiat de ei, conform căruia administrația locală ar trebui obligată să monteze centrale individuale în apartamentele închiriate ANL și la cele sociale, iar acolo unde chiriașii au făcut astfel de investiții să fie despăgubiți tot de la bugetul local sau din alte surse externe. Sunt printre acele proiecte de hotărâre, de exemplu, era un proiect de hotărâre prin care solicitam să montăm centrale termice la blocurile ANL și blocurile locuințe sociale. E datoria noastră, a proprietarilor. Cred că acel proiect de hotărâre trebuia să ajungă pe masa Consiliului Local să stabilim ce facem. Oamenii de acolo trebuie să știe, chiriașii. În replică, primarul Dumitru Pantazi a precizat că mai întâi trebuie găsiți banii necesari pentru montarea centralelor în școli și grădinițe, la Casa de Cultură și Bibliotecă și pentru acordarea de ajutoare sociale familiilor care nu pot să își cumpere o centrală de apartament. La banii care avem, deci noi întotdeauna punem pe masă probleme. Dar când e vorba de bani, ne oprim. Deci problema pornim de la bani, de la bugetul care îl avem și după aceea putem să facem în ordinea priorităților ceea ce putem face. O să inițiez un proiect de hotărâre pentru luna septembrie, inclusiv pe cei care, pe bază de anchetă socială, să-i ajutăm cu centrale termice. Dar, din constatările mele, am văzut că sunt sub 100 de persoane care au solicitat ajutor din călzire. Deci, pe baza anchetei sociale o să vedem dacă împlinesc condiții să primească bani sau nu. La ajutoare de încălzire, domnul primar, lipsați, așa a fost făcut, am mai discutat despre ea. Dacă are omul respectiv, are cont în bancă, știți, v-am spus, mă, nu mai primește. Ancheta socială, nu trebuie să ne facă toate conturile. Dacă are alte surse de venit. Sunt persoane care, bun, o să discutăm, dar în ceea ce privește finanțarea, o să-mi permit să vă citesc pe dumneavoastră bugetul local, fonduri guvernamentale și împrumuturi. Așa cum a spus această
finanțare la celelalte proiecte, că v-am întrebat pe dumneavoastră unii finanțare, că scris bugetul local, fonduri guvernamentale sau împrumuturi, că e tot așa, o să găsim finanțare, nu mai să doriți. Întâi să avem bani. De asemenea, consilierul PSD Vasile Avrămiuc a subliniat că locuințele ANL nu sunt o prioritate pentru că mulți locatari de acolo fie au devenit proprietari, fie au venituri decente, deci nu sunt cu probleme sociale. Referitor la ANL, aici există o mare chestiune deosebită. Nu trebuie, noi nu, nu, eu știu că la ANL nu sunt chiar numai persoane, numai familii necăjite, sunt familii înstărite, sunt familii că sunt și oameni mai cu posibilități materiale, este foarte adevărat. Eu zic că trebuie să mergem în teren, să vedem, pentru că sunt foarte mulți la blocuri, la garsonerele de vară în special. Primăria estimează că ar urma să fie acordate în jur de 100 de ajutoare pentru achiziționarea de centrale termice, fiecare de circa 3.000 de lei, chiar dacă vor fi mai multe cereri. Asta deoarece pentru fiecare solicitare va fi făcută o anchetă socială privind veniturile și averile solicitanților, iar ajutoarele sociale pot fi acordate doar celor care într-adevăr îndeplinesc condițiile impuse de lege. Anul trecut, doar circa 100 de familii s-au încadrat pentru obținerea ajutoarelor de încălzire. Menționăm că pentru montarea de centrale termice în școli, administrația locală se împrumută din trezoreria statului cu suma de 2,4 milioane de lei. Un colegiu din Pașcani a reușit să își surprindă elevii la începerea noului an școlar cu investiții mai puțin obișnuite. Holurile au fost viu colorate ca în școlile moderne din străinătate, iar pentru cei pasionați a fost amenajat un centru de robotică echipat din bani europeni. De asemenea, catalogele clasice au fost înlocuite cu o platformă electronică la care au acces și părinții pentru a vedea notele și absențele. Este vorba despre Colegiul Tehnic Unirea din Pașcani. Aici, în timpul vacanței de vară, au fost făcute ample lucrări de modernizare. Una dintre ele este construirea centrului de robotică, un spațiu destinat elevilor pasionați de inteligență artificială. În noul laborator vor fi valorificate echipamente cu totul noi, imprimantă 3D, kituri pentru roboți, videoproiector și calculatoare de ultimă generație. Am construit, de altfel, de la zero, un spațiu ca centru de robotică. Acest centru de robotică se adresează tuturor elevilor din școală pasionați de inteligență artificială, pasionați de roboți. Acest spațiu pe care l-am construit conține o imprimantă, am adus o imprimantă 3D, kituri pentru roboți, videoproiector și calculatoare de ultimă generație pentru a proiecta aceste jucării deocamdată, dar ele de fapt au utilitate, toate vor avea o utilitate reală. Pe lângă alte lucrări de întreținere și reparații în corpul principal de clădire, holurile de la parter și etajul 2 au fost finisate cu vopsea epoxidică. De asemenea, a fost schimbat mobilierul din 4 clase și au fost dotate cu videoproiectoare absolut toate laboratoarele. Aceste lucrări de modernizare au constat în modernizarea pardoselii din corpul principal de școală, unde vin absolut toți elevii din școală, pentru că este corpul principal cu laboratoare, cu peste 15 laboratoare. Pardoseala de la nivelul parterului și de la etajul 2 este o pardoseală specială cu vopsea epoxidică, care asigură o igienizare mai bună a spațiului. Este o pardoseală pentru un trafic intens, așa cum este o școală cu peste 1000 de elevi, potrivită pentru o școală mare. Apoi, alte lucrări, a fost schimbat mobilierul școlar, mobilierul școlar din 4 clase, 4 săli de clasă, însemnând atât băncile școlare, cât și scaunele. Apoi a fost dotată din nou cu videoproiectoare absolut toate laboratoarele din școală și pe lângă aceste lucrări de modernizare s-au făcut anumite lucrări și pe sala de festivități. Un alt element de noutate este catalogul electronic. Este vorba despre o platformă electronică la care au acces și părinții pentru a vedea notele și absențele elevilor în timp real. O altă tip de activitate
de noutate, de fapt o noutate absolută pentru acest an școlar la Colegiul Unirea este catalogul electronic. Catalog electronic, care l-am achiziționat, licența pentru această platformă educațională electronică, am achiziționat-o la sfârșitul anului școlar trecut, ei intră în funcțiune începând cu acest an școlar, din fondul de asociației de părinți, dar fără niciun fel de, fără suplimentarea acelei sume care era, a fost acordată în acel an, ci pur și simplu din fondurile care au fost date de la începutul anului, de acolo s-au făcut economii și s-a plătit această licență. Nici pentru acest an școlar nu presupune niciun leu în plus din partea părinților pentru acest catalog electronic. Sperăm ca prin acest catalog electronic, prin această platformă, să avem o comunicare reală, mult mai la timp cu, și mai bună cu părinții, cu familiile elevilor noștri, privind absențele, situația școlară. Pe această platformă se vor regăsi și toate proiectele noastre, toate activitățile extrașcolare, absolut toată oferta școlară și extrașcolară a școlii. Și foarte interesant este că pe această platformă există și există o bibliotecă cu cărți în format digital, cărțile din bibliografia școlară și nu numai, care pot fi accesate și de pe un telefon smart și de acasă de către elev. Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestui interval în cea mai mare parte a țării. Excepție va putea face partea de vest și nord-vest a teritoriului, unde regimul termic se va încadra în limite normale. Precipitațiile vor fi în general excedentare în jumătatea de vest a țării și se vor apropia de normalul climatologic în restul teritoriului. În județul Iași, ziua de joi vine cu vreme frumoasă și temperaturi ridicate pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile se mențin ridicate pentru luna septembrie. După prânz vor fi în jur de 28 de grade, iar noaptea vor fi în jur de 12 grade Celsius.